Bună dimineața! Mi s-a și răcit cafeaua între timp. Când m-am înfățit eu pe aici, ce faceți? Toată lumea bine și frumoasă? Oh, eu am făcut o grămadă de chestii astăzi, am fost foarte productivă. M-am trezit așa foarte productivă după câteva zile mai low, mai down, pentru că au fost mai multe chestii la mijloc. Nu știu, poate ați observat că săptămâna trecută nu am... Mă rog, săptămâna trecută la voi. Postat niciun clip și asta pentru că am avut așa o fază, s-au adunat mai multe lucruri și... Ah, da, am supraviețuit, să spunem. Am fost pe un modul de supraviețuire, dar a trecut și acum astăzi am luat-o așa în forță, am zis că poate îmi revin. Da. Și toată lumea îmi dă mesaj: ai văzut că a murit Alain Delon? Ai văzut că a murit Alain Delon? Da, am văzut că a murit Alain Delon și sunt foarte dărâmată apropo de chestia asta. Și o să ziceți, bă, dar e absurd. Da, poate părea absurd, într-adevăr, dar pentru mine a fost singur artist mare și cu siguranță o să rămână singurul pentru care chiar am fost fan, adică fan din ăla înfocat rău de tot. La modul că i-am urmărit, cred că câte interviuri am găsit, le-am urmărit aproape toate filmele, nu toate filme, nu le-am văzut. Acum am aflat că sunt undeva la 90 de filme. Să ziceți voi ce actor mai face în ziua de astăzi 90 de filme pe parcursul carierei. Absorbi fiecare imagine cu el și am căutat peste tot și toate pozele din lume și tot ce se găsea cu el. Deci pentru el am fost fan de adevăratele și da, se cam încheie o eră. Literalmente se încheie o eră cu el pentru că, în primul rând, din punctul meu de vedere, consider că cu el a murit ultimul bărbat frumos de pe lumea asta pentru că... Da, știu că am zis chestia asta pe Instagram și mi-ați scris câteva din voi, că nu e adevărat, că depinde de gusturi, că... Nu, vă spun eu, că nu știți ce e ăla bărbat frumos. Nu, oricât de frumos vi s-ar părea al vostru, nu e la nivelul ăla. Da? Nu este. O fi frumos, dar nu la nivelul ăla. Și chiar a murit ultimul bărbat frumos de pe lumea asta și... Literalmente, nu o să se mai găsească astfel de bărbați pentru că am căutat, credeți că am făcut research. Nu e așa. Nu se mai găsesc. E o altă generație care efectiv a apus, nu mai există, se fini. Și când vorbesc de frumusețe, că iarăși toată lumea s-a zis, dar de unde știi tu că nu știu ce, că frumusețea e discutabilă, că da, că mie nu mi-a plăcut deloc de el, că nu știu ce. Ok. Când vorbesc de frumusețe, nu mă refer doar la aspectul fizic, ăla superficial la care se gândește toată lumea, pentru că da, la el a fost foarte pregnant acel aspect fizic, chiar și la bătrânețe, până mai anii trecuți chiar arăta bine și bătrân. Mă refer la tot. Pe ansamblu, așa, la tot. Șarm, carismă, romantism, tandrețe, dar în egală măsură să rămână bărbat de adevăratele, chestiile astea nu se mai găsesc. Adică ori, acum e orcă că. Deci nu există și nu poți compara bărbații din ziua de astăzi, credeți-mă pe cuvânt că nu poți compara bărbații din ziua de astăzi cu el și cu generația lui și cu ce a reușit el să facă și a fost un om absolut emblematic și un actor absolut fascinant și fabulos și mi-a plăcut la nebunie, mă rog, și ce făcea el pe micile ecrane, dar mi-a plăcut foarte mult de el după aia, mai târziu, când am bătrânit, când și-a dat seama că a avut o perioadă în viața lui când a fost foarte arogant și foarte plin de el și când totul îi mergea bine. Nu știu dacă știți că chiar aveam o discuție cu cineva că îmi zicea, dar asta n-a câștigat decât un premiu mare. Da, pentru că motivul e foarte simplu și uite asta, uită lumea să adapteze la context. Motivul este foarte simplu și anume că el se certa cu toată lumea.
critici, ziariști, regizori, producători, tot. El s-a certat cu tot, el și-a făcut firma lui de producție, de film, tocmai pentru că nu-l mai primea nimeni, adică nu mai voia nimeni să-l primească în firmele lor de producție și pe lângă faptul că voia să-și pună amprenta asupra scenariilor și asupra rolurilor pe care le juca și era o modalitate prin care putea să controleze treaba asta, dar el era genul de om care se certa foarte, foarte tare cu presa, cu criticii. El n-a fost genul de om care să se pună bine cu presa, nu, din contră, cam a detestat presa. Nu prea i-a înțeles mult timp rolul, care e rolul presei în artă. Are, bineînțeles, și presa rolul, a avut și el limitările lui, evident. Dar el s-a certat întotdeauna cu jurnaliștii, a fost linșat de foarte multe ori din punct de vedere mediatic. Mi-aduc aminte prin 2004-2005, când l-am descoperit eu, de altfel, a făcut ultima serie Frank Rivaca cu Yoko Aya, l-am descoperit, adică eu l-am descoperit bătrân și după aia m-am dus în partea ailaltă și mi-aduc aminte că începuse presa din Franța să scrie că e senil, că e dement, că are probleme cu, de coordonare, că nu știu ce, adică tocmai ca să-i pună bețe în roate ca seria aia de 6 filme pe care, sau 6 episoade pe care a făcut-o să nu aibă succes. Și într-un fel au reușit, adică el a avut meciuri din astea foarte urâte cu presa de-a lungul anilor și cu producătorii și cu criticii de artă, nu mai vorbim, că se tăvăleau ca câinii, când era el tânăr cel puțin se tăvăleau ca câinii, efectiv. Și ce ne spune asta? Că cu toate astea, la nivel mondial a fost recunoscut ca unul dintre cei mai buni actori din lume și o să rămână emblematic forever, dar ce ne spune asta despre lumea asta actorilor și chiar și despre lumea din Franța, că și acolo există foarte multă corupție și că și acolo lucrurile nu sunt, sau premiile nu sunt întotdeauna date pe merit sau oamenii nu sunt întotdeauna echitabili și partea frumoasă a fost că pe el nici nu le-au interesat premiile și astea și am observat că multă lume a sărit să-l critique și să amintească lucruri urâte despre el în mod bizar, știți? Adică au fost atâția actori care, spre exemplu, au fost pedofili, violatori, au avut niște vieți foarte urâte față de ale lui și la el, culmea, se găsesc să amintească că a fost un coleric și că a fost din asta, un om care s-a răzvrătit tot timpul și care a fost rău și care nu știu ce. Adică la el trebuie să puncteze chestiile astea. Dar cu toate astea, el și-a respectat public făcut foarte mult și și-a iubit publicul foarte mult și chiar Irina Margareta Nistor povestea într-un interviu acum la o emisiune, la o televiziune, că atunci când a venit în 2017 la Cluj, era fascinat de faptul că lumea se ridica în picioare pentru el sau că l-aplauda în număr mare sau că s-adunau, dacă vă aduceți aminte în 2017 la TIFF când a fost, se blocaseră străzi întregi pe lângă teatru pe unde trebuia să apară el pentru că voia să-l vadă lumea cu orice preț și el nu înțelegea, zice, de ce? Da? Pentru că chiar și așa nu era conștient de amploarea lui și de efectul pe care l-a avut asupra publicului, dar cu toate astea și-a respectat întotdeauna publicul foarte mult și și-a iubit publicul și pentru el aprecierea publicului a fost premiul cel mai important. Și chiar are și o melodie, una din puținele melodii. Ăsta a fost un domeniu în care n-a excelat cu vocea, nu prea a avut voce de cântat. Așa, dar una din puținele melodii pe care le-a făcut, chiar asta spune în textul melodiei, că este un omagiu, practic, viața lui sau, mă rog, cariera unui artist este un omagiu adus publicului. Și că nu îl interesează de critici, referindu-se la criticii de artă, nu la criticile aduse lui. Așa, și da, am văzut acum că apar tot felul de chestii din astea cretine din perspectiva mea, că vai Doamne că a fost un misogin. Bă, nu știu cum puteți să spuneți sau cum pot ăștia să spună că a fost misogin când el a avut 2 pasiuni mari în viață pe care le-a recunoscut, le știe toată lumea. I-au fost atribuite dintotdeauna, și anume femeile și teatru sau, mă rog, actoria. Deci, nu știu cum putem spune despre un om care a iubit femeile un pic cam prea mult, așa, că e misogin.
Vedeți, de-aia trebuie filtrat tot ce vine din presă, pentru că, da, a avut și el ieșirile lui la un moment dat, a avut și el problemele lui, evident, dar asta e o aberație să spui despre el că a fost misogin. Misoginismul, prin definiție, este un bărbat, sau misoginul, este prin definiție un bărbat care urăște, sau, mă rog, o persoană care urăște celălalt sex. Hai ca să spunem că misoginismul este și din partea femeilor. Și asta se vede. Adică în momentul în care... Eu cred că sunt mult mai mulți misogini în ziua de astăzi decât a fost el misogin, pentru că sunt bărbați care se folosesc de femei și după aia le aruncă la gunoi ca pe niște rebuturi și se folosesc de ele ca de niște obiecte și după aia le aruncă. Acolo putem să vorbim de misoginism, dar nu în cazul lui. El a venerat femeile și știm foarte bine pasiunea pe care a avut-o pentru Romy Schneider până în ultima clipă. Anul trecut s-au făcut 40 de ani de când a murit Romy Schneider și a fost un articol în Limu sau un, nu știu, într-un ziar din ăsta mare cu el. L-a sunat unul din ziariștii de acolo, care îl cunoștea de altfel, l-a sunat și vorbea despre asta, cum nu-i vine să creadă că au trecut 40 de ani fără Romy. Și n-ai cum să spui despre el că au urât femeile. Și iarăși că este un om, că este homofob. Homofob. Iarăși, cum e homofob când unul dintre cei mai buni prieteni ai lui a fost Yves Saint Laurent și el a fost unul din puținii oameni care l-a sprijinit pe Yves Saint Laurent de la bun început? Adică pentru el n-a contat că Yves Saint Laurent a fost gay. Adică nu l-a interesat, efectiv, nu l-a interesat treaba asta. Cum poți să zici că e homofob? Deci asta înseamnă să nu știi nimic despre el. A, că a avut el niște ieșiri acum la final, iarăși în presă, nu știm cât sunt adevărate sau nu, că nu, eu personal nu l-am auzit spunând lucrurile astea, că el nu înțelege treaba asta cu transexualii și că nu știu ce. Ok, da, dar hai să o luăm și pe partea ailaltă, că vine dintr-o generație foarte veche care a fost chinuită să învețe anumite lucruri și acum, extrapolăm puțin, mă uit și la vecina mea. Sunt niște generații și trebuie să înțelegem treaba asta, că generațiile astea bătrâne, care au venit cu mult înaintea noastră, care au trecut prin multe, care au învățat, au în alte epoci, nu se mai pot adapta la deschiderea noastră. Da? Adică trebuie să înțelegem lucrurile astea, pentru că mi se pare așa de comic într-un fel și în același timp foarte tragic cum vrem toleranță față de oameni și vrem toleranță față de homosexuali, față de comunitatea LGBT, față de ăștia care sunt mai deschiși la minte. Vrem toleranță față de ei, dar noi ăștia care suntem deschiși la minte, nu avem toleranță față de oamenii care nu pot înțelege termenii și lucrurile astea. Gândiți-vă că vine dintr-o... Dumnezeule, era născut în 35, adică a trecut prin al doilea război mondial, a trecut printr-o perioadă în care lumea încă era foarte conservatoare, inclusiv în Franța, care Franța tot timpul a fost foarte progresistă, cum am zis, inclusiv în Franța lumea era conservatoare, a prins niște perioade în care lumea era foarte conservatoare. El a fost o senzație a cinematografiei, tocmai pentru că era acest rebel și acest răzvrătit și încălca toate regulile și pentru că nu se adapta la reguli și așa mai departe în perioada respectivă. Deci de-aia a devenit el celebru. Ar fi un fel de Michael Jackson. Gândiți-vă la perioada în care Michael Jackson a ieșit și a bubuit și a ieșit pe scenă și a început să aibă mișcările alea provocatoare și clipurile alea care au sfidat lumea muzicii. E, așa a fost el în cinematografie în vremea lui, când era tânăr, da? Adică a încercat să joace după reguli în primele lui filme în tinerețe, când era foarte, foarte tânăr. E, a început să joace undeva pe la 19-20 de ani, ceva de genul ăsta, fără să aibă școală de actorie. Și a ajuns actor dintr-o pură prostie, dintr-o pură tâmpenie, o chestie, cum s-a jucat soarta. Și
a trecut prin perioadele astea foarte conservatoare, adică e clar că lucrurile astea sunt rămas sedimentate, așa cum noi ne chinuim acum să fim foarte deschiși, să fim foarte evoluați, vai, tot ce vine se mănâncă, gata, tot ce vine trebuie acceptat și nu știu ce, așa era pe vremea aia, că trebuia să te supui unor reguli, ori el le-a încălcat și a început să le încalce și să se certe cu toată lumea, că de-aia nu-l suporta nimeni, again, și au fost campanii duse de-a lungul timpului în Franța, dacă stați să-l urmăriți, da, oamenii care nu sunt pasionați sau care nu sunt fani de adevărat, ele nu înțeleg. Înțelegeți ce înseamnă fanatismul față de, mă rog, fanatism nu o spun într-un sens peiorativ sau rău, negativ, da? Sau extremist, să nu înțelegeți. Știți la ce mă refer. Bun. Înțelegeți, uite, fanatismul față de Adele, față de Taylor Swift, față de Beyoncé, față nu știu ce, de oameni din ăștia care sunt aici prezenți, acum trăiesc, acum sunt în vârful carierei lor și îi puteți urmări foarte ușor, dar când ai un om ca el, care vârful carierei lui a fost cumva cu 20 de ani înainte să mă nasc eu, e puțin mai greu să dai de toate detaliile astea și trebuie să stai să citești, să sap, să nu știu ce. Și de-aia spun, trebuie să te gândești la contextul în care a trăit omul ăsta și extrapolez, că aici voiam să ajung. Mă uit la vecina mea care are 81 de ani, da? E cumva din aceeași generație cu el și la fel, oricât ar încerca ea, deci are momente în care încearcă să fie deschisă la minte și mai ales pentru că a trăit la țară, nici n-a avut educația lui, da, că el s-a și autoeducat foarte mult pe parcursul vieții, nici n-a avut educația lui, nici n-a avut deschiderea cu toate lucrurile pe care le-a avut el și cu toate astea încearcă să fie deschisă și nu poate. Am avut meciuri cu ea săptămâni de-a lungul în care am încercat să explic ce înseamnă homosexualitatea, de unde vine, că nu e o boală, că nu e o invenție, că nu te trezești astăzi și zici gata, mie de astăzi îmi plac femeile sau iarăși la bărbați, gata, să trezește astăzi, Gheorghe să trezește, bă, gata, mie de azi îmi plac bărbații. Nu, adică lucrurile astea sunt deja prestabilite înainte și am încercat să explic toate lucrurile astea, am încercat să explic cu transexualii, am încercat să explic foarte, foarte multe lucruri de genul ăsta și ea nu, părea că la un moment dat că înțelege, părea că o simțeam așa că parcă ajunge în punctul ăla în care o să înțeleagă. S-a dus la biserică, i-a zis pastorul că nu, că e sodomie și nu știu ce, gata, s-a terminat, știți? Deci, și aia spun, trebuie să avem empatie și înțelegere față de generațiile astea că nu mai au capacitatea să ducă atât de departe, adică și-au trăit viața. Și-au extins limitele cât de mult au putut unii dintre ei, cum e în cazul lui. El și-a extins limitele foarte mult. Așa, s-a dus departe. Și nu mai e cazul, adică nu mai e cazul să insiști, că auzisem niște chestii, tot așa, nu știu dacă sunt adevărate, legate de fisul ăla mic, care tot așa, îl făcea nazist, că nu știu ce, și homofob, și nu știu ce. Eu știu ce meciuri au avut și ăștia, că da, el cu copiii lui mai greu, mai puțin cu fisa, cu care s-a înțeles mai bine. Dar, da, n-ai de unde să știi. În primul rând că, iarăși, nu știm exact. Eu personal nu l-am auzit în interviuri, n-am văzut un interviu scris de el și așa, dacă sunt scrise, deja nu mai e ok. Dacă îl vezi pe el scoțând cuvintele astea pe gură, atunci da. Dar eu personal n-am văzut. Ce am văzut, în schimb, a fost faptul că a zis de mai multe ori, nu odată, faptul că lumea s-a degradat atât de mult și valorile morale sunt atât de joase și nu mai există, efectiv, valori morale. Și că, da, și pe vremea lui, când era în plină floare și când era om de afaceri și toate cele, contau banii și erau importanți și chiar erau un citat dat de el că, da, și la vremea aia banii stăteau la masă, stăteau în capul mesei banii, erau importanți, erau acolo, dar erau și niște valori morale care contau foarte mult și care erau foarte importante și peste care nu se treceau. Și așa este. Dacă te uiți înainte, v-am zis, m-am uitat, de exemplu, dacă vă uitați la filme vechi,
din anii 50-60 sunt replici de genul îți dau cuvântul meu de onoare, păi asta însemna jurământ, adică nu-ți mai încălcai chestia asta, pentru că după aia te știa o lume întreagă și nu te mai băga nimeni în seamă și nu îndrăzneai să-ți încalci cuvântul de onoare. Acum ce e ăla cuvânt? Dar nici nu există, dar nici nu se pune problema. Dar din contră, orice ți-ar zice omul, trebuie să te gândești că te minte și că te păcălește. Adică tu, în momentul în care ai făcut un pas afară din casă, trebuie să te gândești că toată lumea vrea să te mintă, să te păcălească și să te fure. Deci că eu nu mai pot, vă jur că am momente în care efectiv nu mai pot, că trebuie să stau tot timpul în gardă, să nu mă păcălească, să nu mă păcălească aia la pâine, să nu mă păcălească ăla care vine să-mi aducă materiale de construcții, să nu mă păcălească ăla la casă, să nu mă păcălească muncitorii, să nu mă păcălească nu știu cine. Adică constant, constant trebuie să stai în gardă, să nu fii păcălit sau furat de cineva. Și e adevărat, așa este, adică valorile morale s-au dus sub nivelul, nu știu, imaginabilului. Asta, da, într-adevăr, a spus-o și nu e ca și cum n-ar fi așa, adică o vedem noi pe pielea noastră și ne plângem de chestia asta. Nu putem acuza că este fascist, că a avut el nu știu ce alegeri politice, că s-a dus către Le Pen. Da, e, dacă el cu asta rezona și îi se părea că acolo... Poate nu rezona în totalitate cu ce spunea Le Pen, da? Cu extremismul lui Le Pen, dar acolo identifica mai multe valori pe care el le avea în discursul ăleia și atunci s-a dus către aia. Dacă n-a reușit să identifice atât de multe valori în partea cealaltă către Macron, am zis, era să zic Sarkozy, dacă reușea să se identifice acolo mai multe valori, se ducea în partea ailaltă. Deci este vorba strict de unde s-a plasat el ca valori. Da, asta nu înseamnă că e extremist, sau că e nazist, sau că e homofob, sau că e misogin, sau mai știu eu ce i s-au zis. Și iarăși chestia asta, deci observ că și în România este aceeași problemă cu politica, cu alegerile politice, că dacă nu ești ca mine, ești rău, orice ai alege. Băi, nu, alegerile politice sunt principiale, da? Bă, mă duc către o zonă politică pentru că mă identific cu... Iarăși, în România lucrurile sunt foarte... tulburi, pentru că noi nu avem educație în sensul ăsta, pentru că venim din comunism, unde ni s-a spus ce să facem constant, după aceea am dat de o sferă politică foarte coruptă. Jesus! După aceea am dat de o sferă politică foarte coruptă, care tot așa ne-a modelat cum a vrut și acum când încep să vină și oameni care s-au educat, care au fost prin străinătate, care nu mai, care nu fac parte din clasa veche, n-au fost educați de clasa veche, totul e foarte, foarte tulbure și nu știm în ce direcție să o luăm. Dar politica stă în felul următor. Pleacă de la nivelul principial. Bă, care sunt principiile mele? Care sunt valorile mele? Exact ce ziceam mai devreme cu Alain Delon. Care sunt valorile mele? Și te duci în direcția respectivă. Dar asta nu înseamnă că ăla care nu are valorile tale sau nu are principiile tale nu sunt la fel de, nu e tot om, da? Dacă atâta timp, evident că valorile lui nu fac rău, că dacă este un pedofil sau un criminal, da, nu pot să fii de acord cu valorile alea, dar asta înseamnă dacă unul este mai conservator și tu ești mai liberal, înseamnă că voi doi ca oameni nu vă puteți înțelege sau că ăla care e conservator, ăla este rău și tu ești bun că ești liberal. Nu e adevărat. E vorba strict de niște opțiuni politice, da? Bine, discuția e foarte lungă și foarte amplă și iarăși vă zic, ne lipsește cultura politică, ne lipsește foarte mult educația și asta se simte și de-aia se și profită la modul ăsta de noi. Dar când văd și în America, acum că știți că e dezbaterea asta cu Trump și cu Kamala Harris, băi frate, că ziceau unii, băi, ok, vecinul meu votează cu republicanii, eu votez cu democrații, ok, dar asta nu înseamnă că nu suntem vecini, că noi doi nu ne putem înțelege și nu putem coabita și conviețui într-un mod pașnic și civilizat. Pa da, dar fiecare cu opțiunile lui politice și așa și aici. Deci nu înțeleg chestia asta, bă, dacă nu ești ca mine, ești rău, ești un nenorocit. Deci mă disperă. Apropo și de toleranță și apropo și de faptul că vrem să fim deschiși. Vrem să fim deschiși, dar în egală măsură nu acceptăm pe alții care nu sunt ca noi. Adică, da, acceptăm comunitatea LGBT,
Acceptăm copiii să se dea drept pisici câini, să se identifice ca pisici câini sau nu știu ce la școală, că mai nu avem și problema asta, mi-a povestit o prietenă, nu, deci e ceva de greu, groază, nu, e ceva rău. Așa, acceptăm chestiile astea, dar nu putem accepta că ăla are niște viziuni diferite. Ok, sale lui, lasă-l în pace, atâta timp când nu vine și îmi dă în cap, lasă-l în pace, bă, să aibă viziunile diferite, care e problema, da? Cum vecina mea moare, că de ce îi suport eu, că v-am zis, pastorul își face treaba, de ce eu îi accept pe homosexuali și pe lesbiene, că e așa le zice, și de ce îi accept și de ce îi țin în palmă? Nu îi țin în palmă, nici nu iau acasă, nici nu le dau de mâncare, nici n-am nimic cu ei, fiecare face ce vrea. De ce ar trebui să mă intereseze pe mine ce face unul la el acasă? Deci, și nu vorbim aici doar de orientarea sexuală, în general, ca atitudine. Ce mă interesează pe mine ce face tanti, nici nu știu cum o cheamă aia din capul străzii? Bartam, nici, efectiv, dacă o văd pe stradă, cred că nici nu o cunosc. Sau ailaltă, din partea asta, alaltă, din capul ăsta de stradă. Ce mă interesează pe mine, ce fac ei la ei acasă? Fiecare, atâta timp cât ce fac ele la ele acasă, nu mă deranjează pe mine, la mine acasă, nu am nicio treabă. Ce, măi? La fel, uite, nu înțelegeam, n-am înțeles niciodată. Bine, mă rog, am înțeles că era pentru vizualizări, dar n-am înțeles niciodată de ce sunt necesare clipurile alea cu coming out, știți, să spui că ești gay. Nu mă interesează, treaba ta, fă ce vrei, I don't care, de ce trebuie să mă anunți pe mine că tu ești gay? Foarte bine, ești gay, să-ți fie de bine, felicitări, care-i problema? Cu ce mă afectează pe mine? Fiecare își vede de viața lui, adică hai să ne calmăm, adică dacă tot vrem să fim deschiși, toleranți și așa mai departe, trebuie să fim și în partea elealtă, trebuie să fim deschiși și toleranți și cu oamenii care nu înțeleg. Da? Da, într-adevăr, sunt foarte mulți din ăștia, mă uit de exemplu la republicanii din America, care sunt foarte vocali, sunt foarte agresivi, sunt foarte... Este adevărat și trebuie cumva să-ți iei niște măsuri de precauție, dar trebuie să fim toleranți și față de ea, să înțelegem că oamenii ăia vin dintr-un context, adică nu mai poți să schimbi mentalitatea unui om, oricum mentalitatea este unul dintre cele mai grele lucruri de schimbat în lumea asta și se schimbă numai dacă tu vrei și numai dacă tu muncești, tu cu tine, vorbind de mentalitatea ta, atât. Restul nu se schimbă, deci nu poți schimba, tu nu-i poți schimba mentalitatea părintelui, fratelui, nici măcar a soțului, da? Poți în oarecare măsură să influențezi la un moment dat mentalitatea copilului tău, dar și acolo ai o limită, că după aia iese în lume și începe să absoarbă el niște lucruri și se contrazice sau nu cu ceea ce i-ai spus tu. Și la un moment dat nici acolo nu mai ai control, deci nici pe aia nu mai poți influența foarte mult. Așa, da? Deci singura mentalitate asupra căreia ai control este a ta. Și gândiți-vă că e cel mai greu lucru de schimbat din lume și în lume și este foarte greu să iei un om care a trăit deja și a trăit mare parte din viață, hai să nu zicem chiar trei sferturi sau toată viața, să-i schimbi mentalitatea. E foarte greu și de-aia trebuie să fim toleranți, de-aia trebuie să-i înțelegem, de-aia trebuie să-i lăsăm. Lasă-ne pace, cum e și vecina mea. Credeți că nu încearcă cu mine, dar încearcă săptămânal. Are cât un episod din asta în care încearcă ea să-mi bage așa cuțitul în coaste și să-mi zică cât e de greșit și de rău și de... Mai ales treaba asta cu homosexualii pe ea o deranjează pentru că nu înțelege. Și eu am înțeles, adică eu am avut deschiderea necesară față de ea încât să o înțeleg. Am încercat la un moment dat să-i explic și mai încerc. Ocazional când o văd că este mai dispusă așa să asculte, îi mai spun unele lucruri. Dar în egală măsură nu pot să insist și am deschiderea față de ea să înțeleg că ea nu mai vrea și nu mai poate și nu mai are răbdarea necesară să schimbe mentalitatea și că a trăit. Plus că mai are și o influență puternică din altă parte cu care eu nu mă pun și n-am de ce să mă pun, n-am de ce să mă pun cu pastorul ei de la biserică care dă ordine și face legea și nu știu ce. Nu mă interesează, nu e bătălia mea de dus asta. Și de-aia trebuie să asta înseamnă de fapt toleranța. Să fii tolerant și cu omul la care ți este incomod. Nu doar tolerant cu ce nu înțelegi tu. Da? Pentru că în ziua de astăzi toleranța este privită ca
acceptare a ceea ce eu nu înțeleg. Nu, 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 nu asta înseamnă toleranță. Toleranță înseamnă să accepti pe toată lumea și aia care sunt potriva ta și aia care sunt ca tine și aia care sunt, nu știu, ciudați și nu ai fost tu obișnuit cu mediul ăla și așa mai departe. Asta înseamnă toleranța. Inclusiv pe aia care, bă, au niște viziuni mai radicale, sunt mai ciudați, nu știu, poate ei nu înțeleg ce înseamnă comunitatea LGBT, că e tot subiectul la modă. Ok! Lasă-i în pace! Lasă-i în pace, nu-i provoca. Iarăși că, știți, și băgatul ăsta de bețe prin gard, că oamenii au tendința, a, îl știe pe ăla că nu-i tolerant, te duci și-l râcăi și-l zgândări. Cum fac și acum, că nu aș vrea neapărat să dau nume, dar dau de dragul exemplului ca să înțelegeți. Cum fac cu Becali? Îl vezi cât îi delimitat săracul, îl vezi cât poate duce mintea lui, îl știi deja de ani de zile de când se perindă prin presa românească și tu te duci de fiecare dată în luna iunie, tu te duci și bagi bățul prin gar și râcâi. Lasă-l mă în pace să facă ce vrea, lasă-l să creadă ce vrea, care e problema? Atâta timp cât pe tine nu te afectează și atâta timp cât nu se apucă să, nu știu, plătească oameni să îi rănească pe cei cu care nu e el de acord, lasă-l în pace, dă cu aghiazmă, să poate spală alea, străzile din București cu aghiazmă, ne ajută măcar să curăță, știți, poate nu se mai umple de mizerie, lasă-l în pace, dar nu mai băga bățul prin gar și întreabă și zi și, da, care e părerea dumneavoastră, dar ce faceți anul ăsta, dar nu știu ce, e o tâmpenie, înțelegeți? Și asta spun, toleranța e, da, cum ar zice Pebbles, m-a luat un ran așa, pentru că efectiv sunt multe subiecte care se cumulează cu treaba asta și, da, e o modalitate. Uite, de exemplu, Alain Delon este o situație în prezent la care poți să reflectezi asupra, nu știu, multor lucruri, da? Și cele pe care le-am zis eu și altele. În altă ordine de idei, supărarea mea n-a plecat neapărat de la Alain Delon, doar s-a accentuat cu Alain Delon. Supărarea mea și motivul pentru care am bocit vreo 3 zile, literalmente, a fost că am pierdut-o pe Coconucă. Și știți că Coconucă era preferata mea și că era copilul meu și că o iubeam foarte mult așa ciufulită și chioară cum era ea. Da, am pierdut-o și pe ea și vă zic pentru că nu o să mai vedeți și da, detaliile sunt deprisos. Cert este că nu mai face parte din familia noastră și încă mai am ouă de ale ei în frigider și mi-e și milă să le mănânc. Da, o să trebuiască să le mănânc ca să nu se învechească. Da. Efectiv, mi s-a rupt sufletul că a trecut-o și pe lista de dispariții, dar asta este. Da, n-am avut tocmai cele mai grozave zile, dar acum ne revenim, cum ziceam. Este în continuare foarte, foarte cald. Se accentuează iară căldura foarte tare, e foarte cald, ceea ce e grozav, pentru că asta ne mai trebuia pe uscăciunea asta, oricum nu se anunță ploaie prea curând să-și revină vremea. Grădina mea este cumva abandonată pulbere. Da, astăzi sunt într-un proces de curățare a băii foarte intense. Foarte, foarte intensă și, mă rog, mai am mai multe lucruri de făcut, nu asta, acum se lucrează la baie, dar am mai multe lucruri de făcut. Un lucru pe care l-am făcut ieri, dar nu râdeți, nu râdeți că nu am mai pictat de mult, este că m-am apucat să pictez și aproape că am terminat tabloul ăsta, este aproape terminat, nu știu dacă înțelegeți ceva din el. Ar trebui să fie un câmp cu niște copaci în ceață. Nu știu dacă îl vedeți în ceață, nu-mi dau seama. Efectiv, mă uit la el și nu-mi dau seama dacă îl vedeți. Eu îl văd în ceață, nu știu dacă vă dau voi să vede în ceață, dacă este efectul ăla de ceață pus. Mai am ceva de făcut la el, că am aici un mic sughiț. Mi-a alunecat o pensulă, dar cum zice Bob Ross, orice... nu există greșeli, doar accidente fericite. Happy mistakes. Happy accidents. Așa, da, nu știu dacă se înțelege ceva din el, dar am încercat. Acum o să trebuiască să termin ce mai am de terminat pe aici. Cred că astăzi după masă să vedem dacă mă ocup de el. Aș vrea să mă apuc de niște cărți. Ah, și ceva, stați să verific, ca să nu vorbesc prostii.
Cred că mi-am dat universul peste cap de dimineață, pentru că am fost săptămâna trecută am fost la mall cu tătucu și cred că mi-am dat universul peste cap, că mi-am cumpărat o pudră de la Catrice. Invisible Matte Loose Powder. Asta. Nu știam ce e pe spate, era stickerul ăla care a fost pe sită. Așa, asta. Este foarte fină. Deci este mai fină inclusiv decât aia de la Rimmel London pe care o iubeam eu. Și efectiv îți dispar porii. Am auzit că este mare tragedie și mare disperare că cei de la Givenchy au schimbat pudra lor minune. Da. Așa, dacă vreți o alternativă, eu zic că e destul de bună. Acum nu știu cât este de rezistentă, dar după cum arată, cred că poate fi reaplicată. Părea puțin prăfoasă la început, dar mă rog, am și eu un pic de numai uscat astăzi, că mi-a cam fost lene să mă dau cu cremă în ultimele zile, având în vedere starea mea și normal. Așa. Și, da, e chiar foarte... foarte interesantă. La primul contact e chiar foarte interesantă și chiar îmi place mult de tot. O să vă mai zic eu, o să vă țin la curent. Oricum, o să urmeze un clip cu favorite la final de lună, pentru că se apropie. Așa, planul pe ziua de astăzi este să filmez, că am un book haul de filmat și trebuie să vină book haul-ul ăla, că am strâns deja o grămadă de cărți. Să termin cu baia aia și să vedem după ce mai face, că nu știu exact. Poate o cafea nouă, că asta s-a răcit de tot. E apă chioară aproape. Doamne, Udi, viața e grele. Rău de tot, nu ne pace. Oh, da, șoșetele sunt albe. Viața e grele și șoșetele sunt albe. Of, 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 ce viață grea de mânță. Profitând de faptul că prințesa a plecat și că nu-și mai revendică fotoliu, sunt foarte curioasă dacă l-a abandonat de tot, nu-i mai place, sau pur și simplu pe vară îi se pare prea cald să doarmă pe el. Asta o să vedem când o să se răcească vremea. Nu aștept, deși acum afară e foarte cald. Am terminat cu baia, s-a terminat acolo. N-am făcut declutter, că propusesem să fac și astăzi declutter. V-am mai zis eu că mintea mea funcționează la modul că am perioade în care sunt legumă, efectiv nu fac nimic, semne de ADHD, în fine, nu fac absolut nimic, sunt în stare să stau plantă, să nu fac nimic, să nu fac task-urile, să nu știu ce, și după aceea intru în viteză, de obicei mi se întâmplă pe la începutul săptămânii sau final de săptămână, depinde cum pică, sau finalul de săptămână și mă ține până începutul de săptămâna cealaltă. Și am câteva zile atâta energie și o consum pe toată așa din prima. După care ia sunt plantă, iar sunt legumă de grădină. Așa am fost acum și astăzi am zis-o, băi, ok, o iau încet, că voiam să fac și aia, și aia, și aia, și aia, și avem iar lista kilometrică să derula, știți că e o listă din aia infinită care se derulează în capul meu și mi-am zis, hai să ne calmăm, că iar ajung în punctul ăla în care n-o să mai fiu în stare de nimic. Și așa că am lăsat declutter-ul din baie, că trebuie să fac declutter în dulapioare și în toate alea. N-am chef, dar mă rog, am făcut altele. Stau aici și evit maldărul de haine care este dincolo, care s-a uscat și care mă așteaptă și trebuie și ăla executat. Pentru că nu știu ce mai e rău pe lumea asta, să calci sau să aranjez hainele. Da, eu știu, sunt un om foarte rău, eu nu-mi calc hainele când le bag în șifonier și asta pentru că se șifonează și nu văd rostul și așa că le calc când le port, înainte de a le purta efectiv. Mi se pare aiurea să fac de două ori aceeași muncă, pentru ce? Și am luat o pauză bine meritată, am și filmat și pentru TikTok și pentru YouTube. Editatul pe diseară și am luat o pauză, am mâncat o salata cu numărul 2 pe ziua de astăzi și mă gândesc că pe diseară să fac niște paste cu pesto făcut cu pusuioc de la mine și să vedem ce mai fi momentul, că nu mai știu. Sau altceva, habar n-am, să vedem ce o să... Dar acum e foarte cald și mă ascund de căldură și în afară de maldărul ăla mai evit și mașina care mai este de scos.
Da. Pe la laptop n-am ajuns. Aveam ceva treabă și la laptop, dar n-am mai ajuns astăzi și nici nu cred că mai ajung la ora asta, efectiv, chiar nu cred că mai ajung, pentru că e... Cred că două sau ceva pe acolo și nu, nu mai. Așa. Și încă o dată, pe lumina asta, așa, moody, îmi dau seama cât de bine este că am făcut pereții ăștia așa închiși la culoare. Doamne, deci... Dacă n-ar fi prea gotică situația, cred că mi-aș face în toată casa pereții închiși la culoare. Apropo, am dezbătut intens ideea de zugrăvit în dormitor, că trebuie urgent neapărat să zugrăvesc în dormitor, dar să se termine naibii cu dressing-ul ăla, că acum au apărut alte nenorociri. Vă dau un update imediat. Și... Da, stăteam și dezbăteam în capul meu ce culoare să fac, să pun tapet, să nu pun tapet. Mie mi-e cam frică de tapet, având în vedere pereții și ce implică, că știu, să fac eu ceva pe pereți care să semene cu tapet. I don't know, I don't know, I don't know. Deci nu știu, încă sunt așa nehotărâtă. Da, mai e un pic, mai am răgaz, dar oricum o să vină și treaba asta cu dormitorul, pentru că vreau și acolo să fac schimbări. Dar aici mă felicit, în continuare mă felicit, chiar dacă în noiembrie, sfârșit de noiembrie, început de decembrie, până prin martie o să fie beznă și o să pară cam pereții negri, pentru mine este atât de relaxant. Deci nici nu aveți idee. Intru aici, este atât de relaxant. E acum mai multă lumină, dar este relaxant contrastul dintre alb și albastru ăsta închis, care la voi se vede o culoare de cerneală, dar nu e așa. V-am zis că am problema asta, că nu se vede culoare exactă. Și ce bine e. Parcă îmi respiră ochii, jur. Deci asta e senzația, că îmi respiră ochii. Și mă gândeam tot în ideea asta, ce, Doamne iartă-mă, de culoare. Cu siguranță nu o să mai fac gri. M-am săturat de gri și cred că o să vreau totuși o culoare caldă în dormitor. Am fugit ani de zile de culorile calde pentru că, da, cam mi se păreau mie că micșorează spațiu, că nu știu ce, că, da, în fine, acum o să vreau o culoare caldă și, nu știu, să vedem. Este moda asta, apropo de design interior și nu știu ce. Este moda să-ți faci și tavanul și plintele în aceeași culoare cu pereții, dar de finisaje diferite. Adică una să fie, nu știu, pereții să fie mați, plinta să fie lucioasă și tavanul să fie semi-lucios sau ceva de genul ăsta. Nu știu, e o regulă, au dat unii o regulă. Bă, nu-mi plac. Adică, da, înțeleg conceptul că nu este o abordare modernă, așa cum a fost din 2013 încoace cu bucătăriile alea super albe, numai marmură albă și cabinete, auzi, din astea, dulapuri albe și toate cele albe. Totul să fie alb, 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 așa cum era aspectul ăla modern, care acum deja nu mai e la modă, apropo. Așa mi se pare și treaba asta cu pereții. E drept că la pereți e mai ușor de schimbat decât la mobilă de bucătărie și la bucătărie. Ei, da, nu, nu. Cred că o să rămânem la varianta de tavan alb, plinte la fel ca aici sau apropiate de astea de aici. Și mă felicit iarăși pentru că am luat plintele astea și nu am luat unele cu niște pătrățele pe ele, că se punea praful în ultimul hal și pe astea se mai pune, dar nu în stilul în care se punea pe alea. Când, cu cât sunt mai multe detalii, cu atât intră mai mult praful printre detaliile alea și e un infern efectiv să le cureți și așa că nu. Și da. O să mă gândesc. Dar cred că rămân la varianta clasică de tavan alb, tot așa puse plinte din astea mai late, că ce am acolo e, ce avem și aici, niște plinte din alea minusule. Mă rog. A fost o situație atunci când am zugrăvit acolo. Și da, după aceea
Să vedem culoarea și ce fac cu pereții. Nu i-aș lăsa nici... Ok. Nu știu, sunt încă în dubii. Nu știu ce să fac. Am niște idei, dar nu știu dacă vor funcționa. Habar n-am. În orice caz, o să vă spun dacă o să fie la momentul respectiv. Să terminăm naibii cu dressing-ul ăla, că deja mă mănâncă zilele. Mă exasperează. Am ajuns într-un punct, am progresat puțin și am dat iară de un sughiț. Pentru că... Hai să vă povestesc. Prin urmare și așa, deci stați să prind și lumina aici, că poate să vede mai bine. Nu, îi cred că e mai rău. Dar, în fine. Da, deci s-a început procesul de glătuire. Primul strat de glet, după cum vedeți, se dă acolo. Acolo a fost în colțul la o problemă că nu... Efectiv, peretele în sine din construcție n-a fost drept. S-a încercat ceva și pe aici. Mă rog, s-a făcut, s-a terminat cu tencuia alea, că ultima dată cred că nu v-am, când am vorbit cu voi, nu era tencuit sau era aproape tencuit. No, s-a umplut aici, s-a umplut și peretele ăsta. Am avut și o problemă acolo, s-a spart, s-a crăpat. Văd că iară crăpat ăla, deci trebuie curățat iară. A fost o crăpătură mare, era să cadă gletul de aici și dacă tot eram pe acolo sau nu eu, vorba vine, vorbim la plural, că în materie de decizii mă refer, s-a curățat și acolo și s-a reparat, dar văd că mai trebuie un pic. În fine, alea sunt niște detalii absolut minore. Da, și acum urmează glătuitul, numai că ne-am prins noi că aici era peste betonul ăsta care era dedesubt turnat, peste betonul ăsta era un ciment din ăla finisat, lucios. Și ne-am prins noi că nu făcuse cimentul ăla, nu făcuse placa aia de ciment, nu făcuse priză cu betonul de dedesubt și, drept urmare, intra umezeală și mucegai și nu vă zic câte milioane de furnici intrau pe acolo. Și, da, a trebuit scoasă tot, a trebuit scos tot asta, tot cimentul ăla de acolo, toată placa aia de ciment spartă și curățată și acum o să vină să toarne, evident, o să toarne o chestie mică, o să trebuiesc izolat, pentru că ultimul lucru pe care mi-l doresc în viața asta în dressing este mucegai și umezeală, că da, așa. Bine că am observat-o acum, că am descoperit-o acum, că s-a observat mai bine umezeala acum de când este închis, pentru că înainte aici era deschis, era spațiu aerisit și nu se observa că, băi, cimentul e ud sau că ar avea umezeală pe dedesubt și de-aia acum s-a simțit. Și ăsta e sughițul de care ziceam, a dat tot cimentul ăla afară, betonul e ok, o să se izoleze, o să se toarne iară ceva, după aia o șapă din aia de nivelare, nu știu dacă știți despre ce vorbesc, dar eu deja sunt specialistă. Și după aceea, în sfârșit, Doamne ajută, terminăm cu gletuitul și ar trebui cam două straturi de glet, trei, mă rog, aici, cred că trei, pe peretele ăsta, că na. Așa, finisat și lavabilă și out și gata. Și ușa, care e săraca ușa, așteaptă, că am cumpărat deja ușa, este deja luată, dar că așteaptă să fie și ea pusă și da, trebuie reparată chestia asta, mizeria asta și refăcută. V-am zis, când v-am mai dat un update despre dressing, v-am zis, no. Și asta e faza, deci aici suntem în chestia asta care se prelungește, se prelungește, se prelungește, se prelungește și nu mai dă domnul. O să-mi crească barba până o să fie dressing-ul ăsta gata, vă promit eu că îmi crește și barba. Cineva, vă spui imediat cine, nu vă uitați la Adidas și mai plin de praf, că mergem tot acolo, de unde e împrăfuit, a dat cu gheruța pe piciorul meu. Cineva a dat cu gheruța pe piciorul meu. Hepilica? Știi cine este acel patruped care a dat cu gheruța pe piciorul meu? Știi? Știi? Haide! Haide! Că nu mai aveai răbdare! Iuhu! Și am fugit! Am fugit! Tai, tai! E și mami cu noi. Mami pare că își schimbă culoarea din ce în ce mai tare. În caz că nu v-ați prins, am ieșit cu fetele la plimbare. S-a mai răcorit. Este 8 și ceva. Și soarele se duce așa spre apus. Bine, și chiar mă gândeam că în mai puțin de o lună o să fie deja întuneric la ora asta. Și nu vreau. Mi-e și groază să mă gândesc. But, au, mă gherăie toate bălăriile, că cineva a avut inspirația să vină în
pantaloni scurți, că de ce nu? Printre bălării vin pantaloni scurți. Ați văzut doar că și Happy era atât de încântată să meargă încât... A zis, hai mami, mai repede, și a dat cu o lăcuță pe mine. Noroc că m-am ferit și nu m-a zgâriat. A fost doar o chestie superficială, dar da, am venit să fac și eu câțiva pași pe ziua de astăzi, că nu prea am făcut, să știți, în ciuda faptului că m-am mișcat prin casă, nu prea am avut activitate, deși mă sculasem cu fabuloasa idee de a face sport astăzi. Nu. Când mi-am dat seama câte am de făcut pe ziua de astăzi, no thank you, no way Jose, și așa că... Măcar să fac acum niște pași. Acum, mintea mea, în schimb, procesează. Am oprit aspersorul sau nu l-am oprit și l-am lăsat să meargă? O să meargă jumătate de oră. Nu că ar fi o problemă că poate să meargă jumătate de oră cât sunt eu plecată. Da, udă într-un singur loc și udă cam mult într-un singur loc. Da, nici asta n-ar fi neapărat o problemă. Dar asta procesează în capul meu acum. Oare am oprit aspersorul sau nu? O să văd când ajung înapoi acasă. Unde-i Zuza? Mamă, și vulpii a luat-o. Vulpii de obicei e lipită de piciorul meu, stă lângă mine. Și-a luat-o înainte. E vreo 6-7 metri în fața mea de entuziasm că a ieșit la plimbare. Deci, clar, iară nu le-am scos de câteva zile. Iar s-a simțit că am lipsit. Și nu știu dacă vedeți musculițele care zboară pe aici, pe aici, ce, nu știu ce am vrut să zic. Jokes on you, că m-am dat cu repelent și nu mă puteți ciurui nesuferitelor. Iac. Da. Deci. Ia uitați unde e Zuza. A luat-o înainte. Yay! Hai, Zuzu! Da, nesuferitele de gângăni insistă. Insistă. Te vedeți? Vedeți? Insistă. Da. Eu am făcut baie în repelent înainte să plec. Pentru că nu se poate. Nu, de jur, efectiv, cum ies? Am ieșit mai devreme, când am dat drumul prima dată la aspersor și vorbeam cu vecina mea și s-a și pus un țânțar pe mine. În 2 minute am ieșit afară și s-a și pus unul și mașină înhățat. Deci e ceva rău de tot cu țânțarii. Deci zici că am beculețe din aia de le semnalizez. Nino, Nino, nu, Nino, sunt aici, veniți, mâncați-mă. Parcă așa ar fi. Doamne, deci știți cum vin grămadă. Într-o noapte m-a bâzâit unul de n-am putut să dorm aproape toată noaptea de bâzâia la unuia și aveam pastile din alea băgate în aparat și tot degeaba. Trebuie să iau lichid din ăla care se bagă în aparat. Și și așa am eu dubiile mele. Nu sunt foarte sigură. Deci e ceva rău, deci le place, sunt snack-ul lor preferat. Măcar ăștia mă înghit. Și răspunsul este da, am oprit aspersorul înainte să plec. Doar că am uitat. Da, bună dimineața! Iarăși o mulțime de mere căzute. Morning, Elwoods. Ce faci? Eu am cafea. Am dat drumul la aspersor să ude. Este udat... Este tuns gazonul. Din păcate, iar am ratat o săptămână de tuns și s-a îngălbenit. Da, nu-i nimic, o să-și revină el. Hai să vă arăt ce am întreprins eu zilele astea cât n-am filmat, că au trecut vreo 2 zile de când am filmat ultima dată. Și anume m-am apucat să fac curățenie pe aici, pentru că nu se mai putea. Am început să scot din vrejii de roșii care nu mai au rod, să mai tai din ei, să mai... Adică le-am lăsat efectiv numai pe acolo pe unde mai sunt flori, nu că aș spera să mai facă ceva. Am curățat un pic stratul ăsta că era plin de iarbă și am lăsat pe acolo pe unde este rod. Foarte proastă este că am niște gângănii care mănâncă roșiile și unele s-au și mânat, din păcate. But oh well, life sucks sometimes. Și aici am castraveții care sunt foarte veseli și foarte bine. I-am dat acum de dimineață. Și porumbul, care și el. Uite, pe ăsta nu l-am udat și ar fi trebuit. Am uitat că e și ăsta aici. Da, am o dimineață mai lentă astăzi, nu știu, și m-am mutat aici numai că ieri îmi pierdusem forfeca de pom. Am nevoie de forfeca de pom pentru a întreprinde operațiunea asta în continuare. Și o să pregătesc terenul pe care, de altfel, aici l-a săpat Happy pentru, probabil, fasole verde sau altceva. Ce este frumos și interesant este că mai avem o grămadă de ardeiași iuți de adunat pentru
murat sau pentru ghirlande, că am mai făcut o ghirlandă, să știți, față de aia de care știți voi. Am mai făcut o ghirlandă și e mai lungă și acum voi mai face încă una și voi mai pune și la murat. Ah, și-am mai pus un borcan la murat, apropo. Da, și cred că de asta am să mă ocup acum în dimineața asta. Nu o să mă ocup de nenorocirea de acolo. Da, și de nenorocirea asta de aici, că aici e un haos. Am scăpat puțin lucrurile de sub control, but oh well. Important este că suntem bine. Așa, aici avem niște sămânță de salată pe care aștept să o adun. Și da, mai am roșii, mai am ardeiași. O să trebuiască să mă preocup astăzi de făcut niște zarzavat, pentru că îi musai. Mai am roșii pentru făcut zarzavat și făcut conserve. Și am zis că nu ratez nimic. Ieri am făcut o ciorbică și am pus bulion de la mine, adică, mă rog, suc de roșii de la mine și a fost absolut minunată. No. Hello! Știți sistemul de măsurare balcanic? Ăla cu poala? Nu. O poală de ardeiuți. Ăștia s-au rupt din greșeală. O poală de ardeiuți am adunat. Și vă arăt și vouă. Cam așa stă situația. O grămadă. Și gândiți-vă că e a treia oară când adun așa mulți doar ardei ăștia. Și am mai adunat și așa câte o mână, câte o mână pe parcurs. Deci anul ăsta a fost anul ardeilor Cayenne. We love it. O să facem în felul următor. Pe ăștia sfrijiții îi păstrez pentru uscat. Mai facem o ghirlandă. Și pe ăștia mici, mai grăsuni, așa, îi punem la murat. Ok. We have one. Încă o ghirlandă de ardeiași. Una bucată borcan. Am pus cu capacul în jos ca să se sigileze. Și al doilea borcan. Asta. Pentru cine e interesat, e oțet. Vă arăt imediat sticla de oțet. Oțet, da, nu din ăla sintetic, din ăla din alcool. Oțet de șampanie sau de vin, cu zahăr și cu un pic de sare. Am pus un pic mai mult zahăr pentru că i-am vrut dulci. Am vrut să fie așa dulci și acrișori și am pus mai mult zahăr. Am încălzit numai puțin oțetul cât să se dizolve zahărul și acum după aia i-am pus peste ardei. Și îi las așa și în cam o săptămână sunt bun de mâncat. Și asta mă duc să-l pun să-l agăți la uscat. Hello, ce faceți? It's a mad house here. Adică e toată casa dată peste cap. S-a întâmplat o grămadă de lucruri. Iar m-am apucat să filmez dimineața, v-am zis cu ardei cu nu știu ce. Și s-au întâmplat chestii și după aia a fost gălăgie și după aia am fost ocupată și pe seară am făcut curățenie în grădină, vă arăt, dar nu acum, că acum e o căldură afară infernală și murim și eu și voi, dacă voi din viitor, dacă ieșim acum. Așa că am lăsat o baltă și am reluat astăzi. Deci e o zăpăceală generală. Mi-am mai făcut o cafea pentru că tocmai ce m-am trezit dintr-un nap foarte amplu și intens. Nu, dar chiar simțeam nevoia, adică chiar simțeam că, nu știu, cade capul dacă nu dorm puțin. Nu mi se întâmplă des treaba asta, dar mi se întâmplă. Și da, s-au întâmplat câteva chestii. Motivul pentru care o să tot auziți gălăgie pe afară este că am fereastra de acolo, am deschisă. O să vă arăt imediat de ce. Este unul și din motivele pentru care n-am filmat de dimineață așa cum îmi doream. Și nici ieri, pentru că și ieri a fost ceva legat de treaba asta, dar cert este că suntem într-o zi absolut magnifică în care eu mi-am strecurat pentru ultima dată oțetul de mere, which is this one. Da, acesta este. E puțin transpirată sticla pentru că am băgat-o în frigider. Dragilor, vă prezint primul meu oțet de mere de casă, făcut de mine. Nu a ieșit perfect, în sensul că nu este foarte, foarte acid, nu este foarte, foarte tare. Probabil trebuia să pun mai puțină apă sau poate mai multe mere, să mai fi adăugat niște mere. Dar sunt pe drumul cel bun, adică data viitoare știu cum să fac, poate și un pic mai multă miere, nu i-ar fi stricat, dar suntem pe drumul cel bun. Oricum o să-l folosesc, este bun de folosit, doar că nu este super, super puternic, nu e turbat să-ți ardă gâtul în momentul în care poți să-l și bei, că sunt oameni care îl beau pentru că și care avea nu știu ce probiotice și s-ar putea pentru că e fermentat și face bine la stomac și nu știu ce.
Și ăsta e numai bun pentru așa ceva. Nu-i foarte tare, dar îi bun, că i-am dat și vecina mi se guste și a zis că da, într-adevăr, putea să fie puțin mai tare. Dar da, ce vreau să remarcați este cât de limpede mi-a ieșit, da? Este exact ca oțetul de mere din comerț și asta pentru că l-am strecurat de mai multe ori, pentru că am văzut pe YouTube, m-am uitat la tutoriale, că mi-a zis mama cum să-l fac, dar rețetele mamei mele nu sunt niciodată de încredere. Adică ce-ți zice mama să faci ca rețetă? Nu e bine să urmezi niciodată motamu, pentru că mama tot timpul, ca și mine de altfel, tot modifică ea rețetele, doar că ei niciodată nu ies când le modifică, știți? Mie, în schimb, îmi ies când le modific, pentru că știu până unde să mă duc cu modificarea, ca să zic așa. Și de aia n-am crezut-o pe cuvânt pe mama, așa că am zis să mă uit și pe YouTube și am văzut niște oțet de mere, deci era atât de tulbure, de aveam senzația că jumătate din pulpă rămăsese în el. Zic, ce doamne, era văscos, așa, negru, închis la culoare, ăla nu-i oțet. Dar asta mi se pare că a ieșit chiar foarte ok. O să mai încerc să mai fac o tură, dar mai să fie mai strong, așa, să fie ceva mai tare. Și vom vedea, în fine, cum o să iasă. Eu tot încerc până găsesc varianta potrivită, până o să ies, găsesc fix rețeta aia perfectă. Da, în rest, am făcut curățenie, un pic am început curățenia în grădină, pentru că, cu toate regretele mele, și din păcate, trebuie să admit că vine toamna. Deși este cald afară, miroase înfiorător de tare a toamnă. Bine, probabil și de la faptul că totul este prăjit și uscat și că nu există, în afară de curtea mea care e verde, nu prea există în zona asta verdeață, până și pomii s-au uscat. Au căzut frunzele din majoritatea pomilor. Mă uit acum, de exemplu, la vecinul meu, vișinii sunt prăjiți, prunii sunt prăjiți. Nucii sunt prăjiți, nu există, adică în afară de curtea mea verdeață, așa la modul să fie și iarba verde, așa, nu prea există, pentru că eu și ud în prostie, adică consum foarte multă apă și ud ca să am puțină verdeață, dar în rest nu prea există verdeață și da, miroase toamnă, da, probabil și de asta, dar se apropie toamna. Și mi-e așa, nu știu cum o să vină toamna și nu vreau, mi-e silă. Deja s-a micșorat ziua, mă uitam de dimineață că m-am trezit Udi foarte devreme, că a avut un scandal cu un șoarece pe care și l-a adus în casă. M-a trezit pe la 4 și ceva și am stat trează până pe la 6 fără. Și la 5:30 încă nu era lumina afară, ceea ce e tragic. Dacă mă întrebați pe mine, e tragic și se înserează mult mai devreme și efectiv nu-mi place. But, oh well, asta e parcursul firesc al vieții. Deja mă gândesc la decor de toamnă, să încerc să caut mici elemente de decor pentru toamnă și să vedem ce o mai face. Da, cu siguranță nu o să vreau chestii de Halloween, pentru că dacă vă aduceți aminte, v-am zis și de anul trecut că nu sunt genul care să decoreze de Halloween cu dovleci din aia sculptați, scheleți, așa. Sunt drăguțe, mai ales dacă ai copii, sunt foarte faine, dar nu e stilul meu, adică pentru mine nu. Mi se pare că am depășit perioada aia, am avut și o mică perioadă de genul ăla, nu prea i-am dat curs. Pentru că să tot cumperi, să tot acumulezi decoruri din astea, îți trebuie și spațiu să depozitezi după aia, în timpul anului, cât nu folosești chestiile astea, ceea ce eu n-am de gând. Da, și așa. Ce voiam să vă mai arăt? Ce nu v-am arătat? Este că v-am zis că am fost la mall și m-am întâlnit cu tătucu și mi-a dat un pont. Acum s-ar putea, când o să apară vlogul ăsta, să mai fie activ, dacă eventual e cazul, încercați, verificați. Și anume că L'Occitane a fost vândut de compania mamă care îl deținea, a fost vândut către o altă companie. Nu mă întrebați ce companie, care, cum, ce, așa. Și trebuie să epuizeze stocurile și sunt foarte multe reduceri. Poate dacă ați trecut prin magazinele L'Occitane, ați văzut. Dacă nu, vă zic eu. Sunt reduceri de 70, 80, 90% la unele produse, depinde, 40, depinde de produs. Și mi-am luat, când am fost atunci, mi-am luat parfumelul ăsta pe care tot tătucu mi l-a arătat, și anume Tever, care miroase absolut fabulos, stați așa.
Mi-a luat cafeaua asta doar de decor, chiar vroiam să o beau, adică nu să știți. Miroase absolut incredibil și numai bine pot să vă dau un pic, că astăzi nu m-am dat cu parfum. Și îl țineam aici pe masă ca să vi-l arăt, că nu v-am zis de el. Și miroase incredibil, tever, miroase a ceai, verde, da, cu ceva lămâie, cu ceva iasomie, cu ceva floral în el, ceva foarte fresh, așa, este fresh și verde în același timp, nu foarte floral. Mamă, deci este divin, deci parfumul ăsta îmi place de mor, îmi place, și în general îmi plac parfumurile de genul ăsta, de nu se poate, și l-am luat la 100 de lei. Și el era 300 și ceva de lei, adică, de-aia zic, sunt reduceri. Dacă mai prindeți ceva și dacă mai găsiți, că evident e, totul depinde de stocul, go ahead. Acum, nu știu, să vedem. Acum, nu dați cu pietre dacă nu găsiți nimic, adică, I'm sorry. Așa, nu știu dacă vedeți că mi-am, să vede? Nu n-o seama, să vede o chestie micuță aici, mi-am scos asta, șevaletul mare, pentru că voiam să termin un tablou pe care l-am din, cred că iarnă, început, și dacă tot m-a apucat faza cu tablourile, hai să-l termin pe ăsta, pentru că teoretic este programat să vină pe peretele ăla și deja nu mai gata, nu mai suport peretele ăla gol acolo, așa că vreau să am acolo ceva. Și de asemenea, ce am mai făcut interesant a fost că am turnat șapa în dressing, s-a turnat, nu am turnat, că n-am turnat eu, doi eu, și s-a turnat și asta s-a întâmplat astăzi, ieri a fost partea de pregătire și ceva glet, așa, și începe să arate din ce în ce mai bine și ne apropiem, Doamne, ne apropiem de final, nu știu, finalul s-ar putea să fie anul în 2025, în iulie, dar ne apropiem, oricum, mai e puțin față de cât a fost, mai e puțin. Da. Și asta a fost zăpăceală pe aici, am văzut că și vecinii munceau și făceau diverse și lucrau pe aici și a fost o gălăgie, cam rând de dimineață că vorbesc cu voi. Ardeii mei, să știți că sunt foarte bine. Așa, ieri chiar am tocat prima serie, prima ghirlandă pe care am făcut-o, am băgat-o în, nu cu totul, am desfăcut ardeii de acolo de pe ghirlandă și am băgat-o în blender și am blenduit și am făcut o pudră, mă rog, pudră mult spus, sunt mai mult fulgi de chili. Efectiv era să mor, era să cad din picioare ieri când am făcut aia, pentru că e foarte iute, e foarte, foarte tare, pentru că ardeii ăștia cayenne sunt foarte iuți, deci că sunt foarte buni, că au o chestie, au o substanță antiinflamatoare în ei, foarte, foarte bună, și de aia sunt recomandați de foarte mulți medici chiar, și de aia am insistat să-mi pun și eu și ne-am. Da, astea ar fi update-urile în momentul de față. Acum e cald, foarte cald chiar, și aștept să treacă căldura, după care mergem și facem chestii în grădină, că mai avem, mai e de muncă. Și o să vă arăt și deliuța mea, că am o singură deliuță, mă rog, sunt două, dar numai una e înflorită și e foarte drăgălașă, că acum este în plan ea, o să vedeți la ce mă refer. Și am cules merele, cum am zis, am cules merele roșii, nu pe toate, dar majoritatea din ele le-am cules, am luat cam vreo 20 de kilograme de mere, which is not bad, adică chiar nu mă supăr, și chiar sunt încântată, le-am băgat în casă și miros foarte bine, miros incredibil de bine merele alea. Acum trebuie să mă pun pe ronțăit mere, dar da, sunt fantastice merele alea, nu știu, deci dacă aș mai găsi mor din ăla, jur că aș mai pune, pentru că chiar e foarte bun. Progress, update, da, nu vă uitați că e mizerie pe acolo, că o să se curățe, dar a fost șapa turnată, că v-am povestit că problemă, că nu știu ce. Mai trebuie turnat încă un rând, dar asta nu se poate turna din odată să fie groasă, trebuie să fie turnată ușor. Dar da, arată bine. Chiar arată foarte bine și aici s-a început gletuirea, că asta mă omoară pe mine, faptul că nu se fac lucrurile în ordine, dar oh well. S-a gletuit partea asta de perete, pe aici. Ăsta, bineînțeles, cu primul strat, și după ce se termină cu șapa și cu partea de parduseală, o să fie ușor de gletuit.
Au fost făcute colțurile, că acolo e mai complicat, cu plasă, mă rog, se pune o plasă, se pun, prinde aia și e puțin mai greu și alea au fost făcute înainte și, da, restul ar trebui să meargă, de aici încolo ar trebui să meargă, după ce terminăm și cu rândul 2 de șapă, ar trebui să meargă super, super ușor. Și să putem termina în sfârșit, Dumnezeule. Știți ce am eu aici? O pară. Dar nu orice pară. Probabil una dintre cele mai bune pere din lumea asta este din părul meu, ăla de la Gățasem, de legasem, îi legasem vârful, dacă mai țineți minte. Și asta... A, am apăsat pe asta și m-am simțit pe aici, dar mi s-a părut că a venit de acolo ceva și m-a scuipat. Așa, părul ăla de legasem, am adunat pere din el. Și s-au cupt. Și literalmente sunt unele din cele mai bune pere din lumea asta. Deci, what? Ca să vă arăt față. What? Spune-mi. Te mănâncă coada. Am înțeles. De ce ai venit aici? Crezi că plecăm undeva? Nu, nu plecăm nicăieri. E prea cald încă. Te mănâncă puicii. Și prințesele la datorie. Mai nou au devenit prințese de când au rămas numai ele două. Plus că sunt foarte obraznice. Mie, el tot timpul au fost obraznice, dar acum au devenit cu atât mai obraznice. Da, Gogo, ce-mi spui? Ia spune. Ia spune tu, mami. Ce-mi zici tu mie? Ce înseamnă cococo? Trebuie să-mi iau un dicționar de găină. De găineză. Dicționar de găineză. Revenind la ce spuneam, literalmente cele mai bune pere din universul ăsta sunt dulci, zemoase, au o aromă deosebită și trebuie să le mănânc repede pentru că se vor strica. Că astea sunt niște pere care nu rezistă. Williams Roșii. Dacă le vedeți prin magazine, o să dați de ele și o să fie tari. Luați-le și țineți-le în bucătărie sau într-un loc cald, potrivit. Așa. Și după 2 zile, 3, depinde de cât de repede au fost culese, o spun eu că... Bastil. Oricum, astea sunt mai bune. Ok, hai să vă arăt ce am făcut. Pe aici n-am făcut nimic. Aici curățat ăsta. Aproape de tot. Mai e de lucru la el, dar mă rog, cel puțin împrejurul lui. Pe aici. Astea sunt ofilite. O să mă ocup de ele zilele astea, că oricum trebuie să curăț și straturile astea și încă nu m-am ocupat. Aici la fel. Dar ce am făcut a fost să scot de aici cea mai mare parte din roșii, pentru că, din vrej, pentru că nu mai aveau fructe și atunci am lăsat strict ce avea fructe. Aia de acolo nu are fructe, dar a avut și le-am luat, le-am pus ieri la mâncare. Astea mai sunt aici, o să le adun. Asta și se cam termină cu roșiile mele, din păcate, pentru că n-a fost un an tocmai grozav pentru roșii și v-am zis că au fost și atacate de niște nenorocite de gângănii. Că de ce nu? Uite, asta de exemplu pare ea frumoasă, dar e stricată pe partea asta. Which is not nice. Așa, o punem deoparte. Să o iau, să o duc în casă, să o tai. Poate o pun într-o salată. Castraveții, castraveți. Sunt ok. I-am dat de dimineață. Porumbelul. La fel. Mai am câteva roșiuțe aici. Și aici am făcut eu mega descoperirea secolului. Și anume, dacă vedeți, că mini castraveți. Baby castraveți. Babylini. Dar și pe ăsta este o nenorocită de gâză care mi-i mănâncă. Da. Și cea mai mare schimbare este că am scos tot de aici, inclusiv cosmosul care mai era verde, că nu tot era verde. Și asta pentru că nu mai vroia să-mi florească și am eliberat această dalie care a fost dintotdeauna acolo în mijloc. Și uitați-vă, vă rog, numai cât de frumușică este. Uitați-vă ce frumoasă e. Când am descoperit-o, abia înflorise și avea
interiorul, partea aia cu stamine, era ca o biluță, încă nu se desfăcuse. Dar e foarte drăgălașă și i-am dat și apă și era încă una pe aici, asta, da. Așa. Și asta este. O să avem o singură sad little dahlia aici. Iar aici trebuie să mă ocup de zona asta, că asta mi-a mai rămas, astea două straturi și cu alea mici. But, oh well, mi-ar plăcea foarte tare dacă n-ar mai fi 750 de milioane de grade în timpul zilei, că atunci aș avea mai mult timp să fac. Aici plănuiesc, să vedem dacă îmi și iese, să pun niște fasole verde, pentru că e toamna lungă și why not? Adică ar putea să... Și ăștia, deși i-am udat de dimineață, par foarte triși, dar să știți că i-am udat. Abia ce i-am adunat și deja se înroșesc. Amazing, ce pot să zic. Foarte fain. Ia să vedem dacă s-au copt căpșunei. Căpșunele. Tu ce cauți mai aici? Tu ce că avem o căpșună bă, aici. Mi-a furat-o cu conucile? Cred că da. Am o vagă senzație că anul ăsta au mâncat mai mult coconucile căpșune decât mine. Yeah. Sunt eu așa. Am un simț de presimțire. Că au mâncat mai mult ele. Deși am încercat să le alung de aici. Da. Și în partea asta merele cad în continuare. Și trebuie să-mi găsesc o zi în care să nu mor de cald și să mă ocup și de zona asta, în care, după cum vedeți, se încearcă o perforare a scoarței terestre și a ajungerea către China sau Coreea de Sud, nu știm exact ce este în zona aia, dar una din ele. Deci se încearcă pătrunderea către China sau Coreea de Sud, de către Mrs. Madam, ce ai de spus în apărarea ta? Ce ai de spus în apărarea ta? Ce? Ea crede că o să mergem la... Știți voi unde? Că nu pot să zic, că dacă zic cuvintele magice, începe și trepidează. Cred că, pentru că, uite, pentru că este umbra aici, cred că am să mă ocup de zona asta. Doamne, dar de ce aleargă în halul ăla cu mașinile? E limitarea de viteză pe strada asta, deci efectiv nu înțeleg de ce aleargă. Aleargă ca și cum ar fi pe pistele de curse. Încă unul. Hai că ăsta-i mai putolin, nu-i așa? Isteric. Dar, da, mă gândeam că a venit umbra aici, să încep să curăț zona asta. Și aici, o altă tentativă de perforare a scoarței terestre către China. Că nu ne era suficient în partea aia și mai sunt încă vreo 50 de locuri în curtea asta unde la fel se muncește intens la acest subiect. Judith, știu că o să mă urăști. De ce ai lăsat urechilele pe spate? Că nu te atac. Dumnezeule! Să știi că te mut de aici. Că o să mut aspersorul în zona asta, că și aici trebuie udat. Și știu că e a 5-a oară când te mut cu aspersorul, but still. But still, I still love you. Tu ești tot o mâță. Și dacă mai vii cu un șoarece la 4 dimineața să mi-l fezandezi în casă, o să te epilez. Cu ceară, ca să știm o treabă. Progress has been made, în sensul că a dispărut de pe partea asta, mare parte din bălării. Mai sunt așa câteva, dar alea se vor curăța ușor. Și după aceea o să trebuiască să vin cu foarfeca pe margine și să curăț bine. O să trebuiască să vin cu lopățica să îndrept marginea, să o fac frumoasă, după aceea să tund și toate cele. Și revenim la normal. Yay! Happy tot cu șalvari. Tot șalvari și tot codice și tufoașă. Am plecat la plimbare. Hai, Happylica, hai să mergem. Nu mai avea răbdare. Deși aș prefera să mai stau jumătate de oră, da? Nu, mai are răbdare maimuța. Da, până la urmă am decis să vin cu maimuțele la plimbare, să le plimb, nu că mie mi-ar strica, că și nici mie nu-mi strică plimbarea asta, dar eu și aș mai așteptat o jumătate de oră pentru că voiam să termin acolo bucățica aia, dar oh well, se termina ea. Am mai făcut și alte chestii, că am mai făcut un pic de curățenie și în fața casei, că și acolo sunt tot felul de chestii micuțe. Știți, sunt treburi din astea minuscule, care în teorie nu-ți iau decât 5-10 minute, dar dacă le amâni,
După aia se adună și 50 minute colo, 50 minute dincolo, 50 minute din partea aia, 50 minute cu aia, și uite așa, să nu mă dai peste mine, și uite așa, pierzi o grămadă de timp. Că pe mine, în general, astea sunt treburile care mă sâcâie și mă scot cel mai tare din sărite, porcările astea minuscule pe care le faci, dar care ți iau 50 minute, dar sunt multe, știți? Nu e un singur lucru care să dureze 10 minute, nu. Și acum s-a mai lăsat căldura, dar încă este foarte caldă. Totuși s-a mai lăsat. Văd că cineva udă, își udă pomie aici, ceea ce e foarte bine, pentru că pe căldura asta chiar nu are altă șansă. Și eu trebuie să mă duc să-i ud pe-ai mei. Că asta mai avem de făcut, că am terminat de udat în toată curtea. Și asta mai avem de făcut, să ud pomii și roșiile și ardei. Dar o să facă treaba asta după ce mă întorc. Așa. Și... A, ce tare! Mă stropește și pe mine? Nu, nu ajunge până la mine. Bă, nu ajunge, m-a stropit! Are o chestie de udat, nu știu dacă vedeți. E un tun. Așa îi zic. Tun de udat. Și e ca o elice. E un aspersor mare, gigantic, care se învârte. Și vin tot stropit pe mine. Așa. Da, faza este că au fost câteva zile productive. Nu știu dacă s-a văzut pe vlog treaba asta, dar au fost câteva zile destul de productive și progrese făcute la dressing și în grădină și am reușit să și citesc. Moodul meu nu este cel mai grozav și nici nu pot să intru pe internet, efectiv, deci în afară de TikTok nu pot să deschid nicio rețea de socializare pentru că peste tot îmi apare Alain Delon, pentru că brusc lumea și-a adus aminte că exista sau că există, pentru că el oricum nu o să moară niciodată și e peste tot, interviuri, poze, m-am săturat să văd reclame la articole cu ei, rămâne uriașa avere a lui Alain Delon, nu mă interesează. Nu vreau să știu. I don't care. Da. Deci peste tot sunt poze cu el din tinerețe, de acum, cu căței lui, că tot felul de povești inventate, oameni care vor neapărat să-l disece și să-l denigreze pentru că atrage atenția și... În fine. E enervant. Și de-aia mood-ul meu nu este tocmai grozav. Dar, da, e bine că totuși am reușit să mă concentrez pe să fac alte lucruri. Și, da, cel mai probabil eu o să vă las aici, o să rămânem aici. De fapt, când ajungem în capătul locului, o să vă arăt apusul, sau mă rog, soarele, cum se duce spre apus. Și o să ne vedem în vlogul următor, fiindcă trebuie să mă apuc și de editat. 'Cause I have a lot.